Cât de important e un astfel de moment, să zic, punctul zero când te hotărăști, da, pot să urc pe scenă, pot să fac muzică, chiar în cazul vostru, cum a fost? A fost așa? Eu a fost am ajuns să cânt dintr-un accident, până pe la 30 ceva de ani, habar n-aveam că voi ajunge vreodată să cânt. Și accident, mă rog, fericit până la urma urmei. Dintr-o joacă din asta pe consolă, am ajuns să trec de la butonat consolă la instrument adevărat și apoi concerte, albume și tot așa. Se poate și așa, iată, varianta habar contemporană. Habar n-aveam la 30 de ani că voi ajunge vreodată să fac chestia asta. A fost probabil cea mai intensă experiență din viața mea de până acum, vis-a-vis de, mă rog, ce înseamnă chestii profesionale sau o activitate din asta. Doamna Ruști va scrie un roman despre asta. Să nu exagerăm. Ce provocare! O povestioară se poate. Și întâlnirea în formula aceasta, formula în care vă regăsim acum drept lunatic? Întâlnirea a avut loc acum aproape 3 ani. În august se fac 3 ani. Iarăși dintr-o întâmplare, băieții erau în formula asta de puțin timp. S-au făcut vreo 5, da, s-au făcut vreo 5 la ei. Dacă vreți să interveniți, sigur e un microfon acolo. Băieții sunt de mai mult timp împreună. Noi în formula asta suntem de 3 ani împreună. Mm-hmm. În momentul în care eu am venit, eu aveam un proiect solo și lucram și lucrez în continuare cu Robert în IT. Noi lucrăm în IT. Adică e șeful lui. Zaiziu. Iată detaliile alea care fac diferența și pe care un scriitor știe cel mai bine să le aprecieze, nu? Eu știu, mă străduiesc. Ce fel sună cuvântul fapt, șef în contextul ăsta? Știi? Da, el nu poate să spună, dar vă zic eu cum a fost. A venit Robert într-o zi la noi și ne-a trimis două melodii, două înregistrări și băi, voi aveți idee cum cântă șeful meu de la muncă? Și am ascultat cum cântă șeful lui de la muncă, normal. Și am zis, da, ia zi tu șefului tău să vină în coacere la noi aici în trupă, că îi facem loc și facem noi o chestie. Cum cântă la și ați angajat șeful. Da, l-am angajat. Și din eu nu știam era conversația asta. Mm-hmm. Da, eu zic că i-ai făcut un serviciu fabulos. Adică de ierarhia asta și de subordonarea asta aș avea oarece îndoiel de aici încolo. Nu, noi suntem profesioniști. Glumesc, bineînțeles că unde e muzică, unde e literatură de bună factură. Mine muzica, se știe că dintre arte ajunge uh-huh cel mai repede la suflet și pe mine chiar mă șifonează rău de tot, ascult rar muzică, mi-e frică de ea pentru că nu mai pot să scriu, pur și simplu îmi distruge starea. Serioasă, da, de creație. Serioasă de creație și dacă se întâmplă să aud muzică în timp ce scriu, mă transform imediat în textier. Așa că muzica, mi-e frică de muzică. Atenție, uite, mă schimbă toate versurile. Glumesc aici, știm că muzica, mă rog, are impactul atât de puternic asupra ascultătorului, asupra receptorului, încât celelalte arte se fac mici și intră acolo sub mesele astea. Asta se întâmplă. Însă, cumva, împreună, capătă o forță indestructibilă. O, da, să știm, astăzi mi-am făcut selfie în timp ce îi cântau, îi ascultam pe Ralu și pe Alex și îmi făceam un selfie așa cu melodia ultimă care mi-a plăcut foarte mult. Mim să ne dați și nouă selfie. Eram deja aici. Nu scoatem telefonul. Ba da, mă rog, de ce nu? Dacă tot suntem... Și ca să-mi termin ideea, bineînțeles, s-a și transformat. Noi și cei de la Oscaruri. Mulțumesc. Acum suntem și noi faimoși. O carte bună și o muzică în măsură să te ajute să continui poate călătoria pe care ai pornit răsfoind cartea autorului preferat sau cartea autorului iubit, cred că pot transforma orice suflet. Cred că pot picura puțin bine în orice suflet, în orice moment. Și
felul acesta în care încercăm să vorbim și detașat și cu ironie despre lucrurile cu adevărat importante, cred că reprezintă vehiculul prin care putem ajunge mai repede la oameni, la sufletul lor. Sau dacă știți o variantă mai bună, devoalați-o, împărtășiți-o, spuneți-mi-o, ca să mi-o notez și de ce nu să o încerc. În primul rând este bunăvoința. Știi, când ai bunăvoință, te duci către oameni și nu mai contează cu ce artă sau fără artă te duci spre ei, pentru că toate lucrurile încep să se transforme și planeta se transformă totodată. Ori vedeți bine că trăim într-o perioadă în care nu numai că bunăvoința a murit, este îngropată de mult, ci ne aflăm aproape într-o perioadă de violență extraordinară, de anarhie, de, mă rog, de disperare, chiar în mediul ăsta al nostru artistic. Spuneai mai devreme că ești foarte bucuros că vine cineva și împărtășește cu tine pe scenă un alt artist. În realitate însă, artiștii sunt megalomani. Arta este o chestiune subiectivă și de maximă singurătate și de fiecare dată când te întâlnești cu celălalt care creează ca și tine, vrând nevrând și oricât ai fi de educat, imediat se instalează și sistemul ăla de apărare împotriva eventualelor influențe, împotriva eventualelor plusuri pe care le are celălalt. Există lucrul ăsta, mă uit de multă vreme, sunt bătrână și deci am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți artiști din vari domenii și vreau să vă spun că de fiecare dată când trebuie să mă întâlnesc cu alți artiști, merg cu entuziasm și pe măsură ce mă apropii de ei, mă gândesc o doamne și după aceea o să vină din nou negura aia care desparte de regulă artiștii. Eu tind să nu fiu de acord. Eu tind să fiu de acord cu el. Poate, nu, poate că nu v-ați întâlnit cu artiști, v-ați întâlnit cu oameni care au anumite ambiții în lumea artei. Dar artistul este la care vrea să spună o poveste, nici nu mai contează care este canalul, care este arta pe care o folosești, el vrea să spună o poveste. Și atunci când doi artiști se întâlnesc, ei își spun unul altuia poveștile și ajung la un moment dat să creeze o poveste nouă împreună pe care n-ar fi putut-o crea individual. Pentru că fiecare era cu povestea lui, noi acum ne-am întâlnit, putem să creăm povestea noastră care trăiește doar pentru că existăm noi. Și aici există mai multe arte. Avem un artist plastic care desenează, pictează, Cătălin, pe lângă partea cântatului. Eu modelez, sculptez, fac o grămadă de alte chestii în alte zone. Sunt convins, deși abia ne-am cunoscut, că și voi aveți diverse alte arte pe care mai... Mi-mi place să dansez. Că de pictat nu pot să fac decât copaci. Altceva nu-mi iese. Trebuie să vă spun sincer, nu? Da, sincer. Am studiat artele plastice. Asta e. Nu putem, fac editare, nu putem ascunde. Și eu, deci deja suntem, ok, suntem vorba aia 5 oameni aici, dar suntem vreo 15 artiști. Am studiat puțin artele plastice, nu așa... Cât de repede a aflat Marius cam tot ce face fiecare, mă gândesc că parcă e pregătit de un casting pentru, de ce nu, un nou proiect lunatic. Trebuie să... Niciodată nu știi. Niciodată nu știi, observație. De cântat, noi mai cântăm împreună, dar ca să scriem cărți împreună e greu. Dacă, acum mă gândeam la asta, în timp ce vorbeau... Eu remarc că provocări din ce în ce mai solide spre prozatorul Doinaruș din partea lui cântat, Alex. Putem să ne adunăm și sute să cântăm aceeași piesă, dar poate, știți? Înțelegeți ce spun? Adică experiențele sunt un pic diferite în funcție de arta. Da, dar e frumos ce invocat. A spus ea. Adică chiar, mă rog, o să iau notă și o să mă gândesc în momentele de deziluzie, nefericire și criză la ceea ce ai spus și o să imaginez cum scriu o poveste împreună cu voi toți. Acum deconstruim și mitul acesta al supremației creatorului. Fiecare creator consideră că doar el este. Da, că piedestalul doar lui îi aparține. Că scena doar pentru el e nevoie să strălucească. Mitul acesta e ușor de deconstruit sau e încă validat? Ce spuneți? În ceea ce privește literatura, să te ferească Dumnezeu
să spui, să-ți spui părerea despre un confrate dacă acea părere nu începe de la genial în sus. Deci asta este. Dar și atunci vei avea de suferit maxim, pentru că niciun scriitor nu vrea să fie de la genial în sus, ci vrea să fie singurul. Asta se întâmplă. Am făcut o glumă acum, dar adevărul este că fiecare artist are, are un orgoliu anume și se crede stăpân peste lumea pe care o construiește, pentru că fără această încredere totul s-ar transforma într-o șandrama care la un singur la o singură bătaie de vânt s-ar face praf. Te rog, Marius. Păi atunci, dacă și scriitorii ar avea un public numeros în față atunci când scriu ei cartea și publicul ar aplauda frenetic pe măsură ce ei scriu, ar fi un pic altfel experiența lor. Când stai singur undeva într-o cameră și scrii acolo, cumva ajungi să fii forțat să o gândești foarte personal așa. Dom'le, eu sunt singur aici, stau și scriu cartea. În zona de muzică, deja lucrurile stau un pic altfel. Că ai 100, 1000, 10, 2 speriați în fața scenei acolo care sunt extrem de bucuroși de ceea ce faci tu în momentul ăla. Performing arts. Și aici, de fapt, apare o mică diferență. Dar voiam să fac o mică întoarcere la subiect. Am cunoscut mulți artiști, unii mari și unii foarte mari și unii mai micuți și tot așa. Cu cât mai mare mai sus artistul respectiv, cu atât mai generos. Cu atât mai generos, mai bun, mai cald, mai dornic să împartă, să împărtășească din experiență, din cunoștințe. Cumva îndârjirea asta am văzut-o la cei mici care domnule, vreau să cresc, vreau să ajung și eu ca ăla. Acolo se întâmplă cel mai des zona asta de răutăți, de orgolii. Cei mari, este o plăcere să stai cu ei. Și cred că, în esență, scuze-mă, Cătălin, cred că, în esență, fiecare dintre noi undeva, el însuși, știe de la bun început cine este cu adevărat, ce are cu adevărat, ce poate să ofere. Și cred că felul în care împărtășești celuilalt din cine și ce ești, devoalează, în fond, identitatea ta intimă. Da, te rog. Da, vreau să spun că tentația ego-ului e firească, adică și e umană, toată lumea, cu toți o avem, presupun zilnic, asta dacă nu suntem, știu eu, Buddha sau Iisus sau vreun alt iluminat, avem tentația ego-ului și avem tentația de a individualiza, de a lua personal ceea ce facem noi, dar de fapt, dacă stăm să luăm așa, tot ce creăm noi este universal, este al omenirii, nu e al nostru personal, adică chiar și ce a scris Beethoven. După câte știți, Beethoven nu mai există. În schimb, îl ascultăm și în ziua de azi. Deci ceea ce facem noi este transcede tot ce ține de persoana noastră, de fapt. Noi tindem să ne agățăm de acel ceva ca și cum ar fi al nostru, dar nu este al nostru, de fapt. Și arta în sine e așa un abur câteodată modelat de formele sufletului celor care îl absorb și e atât de efemer momentul acesta de bucurie, de întâlnire aproape ideatică, încât e lesne de înțeles că vrei să-l cuprinzi cu totul, că vrei să-l protejezi, să-l faci al tău și numai al tău.